Bine ai venit, Miruna Alica. Bine v-am găsit. Nu e chec. Nu e cozonac. Nu e cozonac. Nu e banana bread. Nu e banana bread. Am văzut reacția așa cu coada ochiului. Păi dar e ceva ce este? Cu ciupeci, este... că uite, pune da. Ciupeci exact. Acolo. Bravo, Sherlock! Bravo! Bravo, Sherlock! Am văzut ciupercile, bravo! Așa, ce face Miruna? Ce să vezi, un drop de ciuperci. Un drop de căci ciuperci. Avem ciuperci într-un bol, le-am drops tocat pe toate. Ciuperci, Miruna. Drops, ciuperci. Drops, da, da. Bun, le-ai tăiat, am văzut că le-ai făcut deja le-am cu bulețe. Le-am tăiat cu bulețe, da. Avem aici un kilogram de ciuperci. Din astea o să iasă un singur drop, dacă vreți să faceți două droburi. Droabe? Doi drobi. Doi drobi. Doi drobi. Drobi, tu ai că-ți hot. Auzi, da, de curiozitate, ouăle le punem în drob sau da, le vopsim? Da, nu, fii atent, facem și ouă umplute. Dar pentru ouăle umplute, okay. Deja am aici 5 ouă fierte. Iar pentru drob am ouă crude, căci va trebui să punem ouă crude. Dar, în primul rând, trebuie să călim ciupercile. Hai să le călim atunci. Pentru asta o să le punem aici, să nu te fac de ulei, ai grijă. Mă faci de tot uleiul, dacă stau aproape aici, exact. Nu da, gata, acum nu mai e pericol. A trecut pericolul, poți să că sunt apoi. Champignon. Champignon, da. Ciuperci. Ciupercile campionilor. Cele mai răspândite ciuperci din România, cred că astea sunt. Bine, exceptându-le pe alea sălbatice. Așa. Și, în drob, o să mai punem și verdețuri, foarte multe verdețuri. Obligatoriu. Da, neapărat. Păi altfel nu are gust de drob. Mamă, dar am aici la verdețuri să-mi aleg. O să punem așa, 3 fire de usturoi și 3 fire de ceapă. Știi care e usturoi și care e ceapă? Ia da, da, am făcut testul ăsta. Ceapa are, ăsta e usturoi care frunza așa. Da, ceapa are frunza așa, da, închisă, cerc. Da, știe, vezi ce fericită e soția ta când te trimite la cumpărături, că nu vii cu da, altceva. Ce scandal am avut eu acasă la mine, vreau învățat astea. Păi da, așa. Știi cât de greu am făcut diferența între mărar și pătrunjel? Hai de capul meu. Dar într-un final am învățat. Na, așa, deci o să punem 3 fire de doamne că m-am 3 fire de usturoi, 3 fire de ceapă da. Verde, pe care le tocăm și pe astea mărunt și o legătură de mărar și una de pătrunjel. Ăsta e mărarul, ăsta e pătrunjelul. Ca da? Să fie clar pentru toată lumea, da? Care e mărarul și care e pătrunjelul. Așa, pe lângă asta o să mai punem ou, că trebuie să lege ceva toată compoziția asta, așa că uite, eu vezi pe tine nu mă pot baza, dar tu ai pus ceva ulei acolo, nu? Da, normal, trebuie să le călim un puțin ulei, da. Ce ulei ai pus? Ulei de floarea sau arelui, puteți folosi și ulei de măsline, în principiu orice ulei vegetal. Nu contează atât de mult. Trebuie să le călim până se înmoaie de tot. O să lase foarte mult, foarte mult suc. Trebuie să scăpăm de sucul ăla după bun. Toată operațiunea asta. Îl scurgem. Scurgem cred. Normal? Da, da. Cu da. Pentru că altfel... Practic. Da, o să fie mai multă apă decât ulei. Pentru că dacă îl păstrăm, o să iasă drobul foarte... Apos, nu se iasă ce trebuie. Nu e consistența. Exact, da. Bun, ok. Hai să dăm drumul la treabă cu Miruna Alica, bucătăria vorbește lumea. Drop de ciuperci, dar facem și niște ouă umplute. Umplute, clasice, da. Vezi că nu uităm. Vă arăt imediat. Haideți cu mine la bucătărie pentru că o avem pe Miruna Alica și astăzi a promis că ne face drop de ciuperci. Da. Era să dărâm platou și ai zis că ne faci și ouă umplute, ouă umplute și am da. Senzația că la asta lucrează. Dropul de ciuperci este deja în cuptor și așteptăm să se facă, ia vezi tu. Dovadă, mi-am pârlit și sprâncenele. Da, super! Drobul e acolo. Bun. Arată foarte bine. Și aici ne-am apucat de ouăle umplute. Am tăiat ouăle fierte, trebuie fierte bine, fierte tare. Le-am tăiat în jumătăți. Aici am pus doar gălbenușurile și gălbenușurile le pisez așa, le cu furculița. Și o să le amestec cu maioneză, muștar și pate de ficat. Asta este varianta clasică de ouă umplute. Da, ai văzut că și eu am făcut. Normal. Asta este varianta clasică. În compoziția asta, în crema asta cu care o să umplem jumătățile de ou, putem să adăugăm și ardei copt. Putem să adăugăm și castravecior tăiați așa murați, tăiați așa mărunt. Mărar, se poate adăuga ton, somon afumat și pasate cu un blender vertical. Adică sunt, posibilitățile sunt infinite. Eu le-aș adăuga pe toate astea grămadă. Eu personal le prefer pe astea clasice. Știi că e gustul ăla cu care am crescut, pe care îl știu, mănânc o dată în an de Paști și prefer înțeles. Să le fac așa. Bun, păi mergem pe rețeta clasică, dar vreau să te întreb, Miruna, tu vopsești ouăle astăzi? Sincer, nu prea vopsesc ouă pentru că... Pentru că vopsește mama, vopsește bunica, adică vopsește toată lumea. Câte ce ouă să, mai... să și mănânci. Da, dar e ceva terapeutic, te relaxează. Cred să... că o să vopsesc când o să am și eu copii, ca să am cu cine să desenez. Activitate de familie. Exact, știi? Uite, apropo de multe ouă vopsite, stați că vă arăt imediat. Mama mea. Deci fiți atenți, a venit un mesaj de la Denisa. Oh my God. Deci vă rog.
Asta înseamnă multe ouă. Denisa are familie mare, sigur. Deci Denisa a aliniat ouăle acolo, cartoanele de ouă și, mă rog, într-un final le-a pus sau frumos într-un coșuleț, poate evident. În parte. Sau poate în parte, da. Dar așa, așa o poftă mi s-a făcut să ciocnesc un ou. Da, da, da. Bine, o lăsăm pe Miruna Alica să ne continue rețeta aici, să facă ouă umplute și drob de ciuperci. Da, da. Ai ratat o ocazie de aur să zici cine este cel mai deștept din lume, știm... Mă rog, era o minciună grosolană. Da, mănânc în continuu, cu asta mă ocup. Miruna Alica a venit în bucătărie să dea și materie primă, să ne hrănească și acum pregătește ouăle umplute. Da. Ai făcut acolo cu gălbenuș, mai devreme ai pisat, ai pus... Cu muștarul, cu maioneza și cu patelul de ficat. Și acum pun toată crema asta pe care am făcut-o. Eu m-am ajutat de un blender vertical, ca o să o fac așa foarte fină. Și acum pun totul... Ce complicat sună, blender vertical. Ce, e chestia aia care face așa... A, ăsta... Da, știu, perfect. Okay. Așa, bun. Și acum pun toată pasta asta într-un poș. Așa se numește chestia asta, știi? Săculețul ăsta din care... Poș? Poș. Cu dui. Okay. Asta-i da, dui, ăsta-i poș. Auziți? Scuze, am o întrebare. Blenderele verticale au motoare verticale? D-alea supranaturale? Bine, șurub, băi, mă bucur că ascult muzică rock în weekend. Asta e într-o piesă? Da, măcar asta, da, nu. Prietenul nostru Șurubel e foarte deștept. Nu, dar trebuie Șurubel să ne cânte melodia. Șurubel, te rugăm. Hai, e blendere verticale cu motoare verticale de alea supranaturale. Nu, asta nu așa oh era? Oh my God, ăsta e Romeo fantastic. Da. Nu, este rock, rock. Gata, gata, e o melodie rock. Joia mare, e joia mare, finish. Gata, terminați cu prostiile. Așa, revenind... Să ne întoarcem la treburi mai serioase. Da, deci acum umplem ouăle. Știi ce ouăle, da. Doream eu să te întreb, Miruna? Înainte să mă întreb pe Șurubel cu rocul. De ce nu avem și o zeamă aici? Că, în general, ouăle umplute, dacă am văzut eu bine, vin într-un bol mare așa, cu ceva iaurt și... Da, știu ce zici. Se face un sos din smântână și maioneză. Unde? Și se toarnă așa pe farfurie și se pun ouăle cu fața în jos, practic. Nu l-am făcut. Se face cumva... Am observat că se face în zona Ardealului, dacă nu greșesc. Sper să nu greșesc, poate ne corectați voi. Eu sunt din Oltenia. La mine nu se face așa și, sincer, să fiu, aș prefera să nu, pentru că deja sunt foarte grele ouăle umplute, oricum masa de Paște cum destul de grea. Nu sunt atât de grele, că mă uit mai devreme. Așa, da. Așa, dacă mai punem și amestecul ăla de maioneză cu smântână, e mult. E mult prea mult. Dar e bun, da. Știu, da. E foarte bun. Lasă mesenii să decide ce e mult. I know. Miruna. Bine, ne ocupăm în continuare. O umplute, avem aici și drobul. De ciuperci? De ciuperci, da, dacă vrei poți să-l scoți, să vezi cum arată. O să-l vedeți la față imediat. Da, mulțumim frumos! Hai să ne îndreptăm către... Hai și la bucătărie un pic, veniți cu noi, către Miruna Alica, pentru că ne-a promis Food Diva să ne face astăzi drop de ciuperci. Și am făcut. Și a făcut. Și a promis că face și ouă umplute. Și a făcut. Corect. Hai să vedem cum arată tot. Asta este drobul. Eu l-am tăiat acum foarte fierbinte și motiv pentru care, vezi, felia nu s-a ținut extraordinar de bine. Ar fi trebuit să fie netedă cum este aici în partea de jos. Dar voi acasă o să aveți timp să-l lăsați să se răcorească înainte să îl tăiați. Iar aici avem ouăle umplute pe care le-am decorat așa cu ce am găsit pe aici prin bucătărie. Niște chives, niște fulgi de chili. Cam asta este. Bogdan vrea să-și ia la revedere acum de la tine, pentru că pregătește următorul moment. Da, mă duc spre următorul invitat. Vrei și eu bucățică de drop să pleci cu ea? Nu, mulțumim, Luna. Fug, dar rămâi, vă las fetele. Fugi. Bine, bine. Da, mă bucură tare mult că putem să facem acest drop fără carne. Cărniță, exact. Da. Chiar m-am gândit la tine când e destul de versatil această rețetă, mă rog, acest preparat. Exact, da. Și e foarte gustos, adică chiar are gust de drop clasic. Perfect. Perfect, arată foarte bine. Da, o să ne și înfructăm din el puțin mai târziu. Îți mulțumim tare mult, cu mare Miruna drag, Alica, și te așteptăm dată. Cu mare drag la noi oricând să vii cu rețete delicioase și bune. Cu mare drag.